Salut, prieteni! Astăzi voi recita o poezie. Bătrânul cercetător. Autor Adrian Păunescu. La colțul străzii e un cercetător, cu mâna întinsă către o altă lume, decât aceea unde fără nume, el ispășește râsul tuturor. Adolescenții se mai țin de glume și pun în palmă semne de ale lor. El e bătrân și înțelegător. Cu noi, cu toți, dar cu cei mici anume. Și cine observă întot doare? Că el e aici din vremuri de demult, imperturbabil în acest tumult. El cercetătorul a uitat să moare. Sub zdrența lui minunea se întropează. În el e Dumnezeu ce stă de pază.